care a intrat în cortul acesta de închinare, ca și pe exact cel sfânt. Fiindcă două zile am auzit pe fiecare care aici venim în cortul acesta unde se cheamă numele Său. Aleluia. Fiindcă dacă nu era două sfânt de partea ta, fratele meu și sora mea, noi nu ajungeam în cortul de închinare unde se cheamă numele Său. Desde dimineață Dumnezeu, Tatăl, și-a rămâit bunătatea de noi, ți-a dat putere desde dimineață să vezi lumina zilei, ți-a dat putere să te scoli capul oasă, ți-a dat putere să pleci în ochii desde dimineață în cortul tău și să-i aduci din cortul tău mulțumiri. Să zici, Doamne, îți mulțumesc pentru ziua aceasta care ai jucat la firul vieții mele. Mi-ai dat putere, Doamne, ca desde dimineață să vin înaintea ta să fiu plăcut ție și să mă închin pentru familia mea, că mi-ai dat putere să văd familia mea când desde dimineață este sănătoasă, să răviți, să fie Domnul. Cea mai mare mulțumire care i-a adus de dimineață este aceasta. Și a doua este că te afli cortul de închinare dimineața aceasta, unde tu și eu să venim înaintea lui Hristos să fie plăcut Lui. Fiindcă trupurile noastre acestea care le aducem înaintea lui Hristos, Roman, duce 12:1, ce aduceți-vă trupurile voastre cu o jertfă vie sfântă, plăcută, și aceasta va fi o slujbă duhovnicească. Dacă trupul acesta îți aduci înaintea lui Hristos, în dimineața aceasta vei simți alinare, vei simți cercetarea Duhului Sfânt și chiar iertare înaintea lui Hristos. Fiindcă numai aici poți să simți cercetarea Duhului Sfânt să fie Domnul. Fiindcă în Salmul 5:11, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, ascultă suspinurile mele, ia minte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeu meu, că câte tine mă rog, Doamne, auzi glasul dimineața. Dimineața dă rugăciunea spre tine și aștept. Că tu nu ești Dumnezeu căruia să-i facă rău. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu poate să-i apraci la ochilor tăi. Tu urești pe cei ce fac fără de legea și vezi pe cei mincinoși. Și în versetul 7 care provine dimineața aceasta, că am citit în problema lui Ila, zice, dar eu, prin dudarea ta cea mare, pot să ieși din casa ta și să mă fii cu frică în pentru tot ce sunt. Cum trebuie să fii să din casa Domnului, fratele meu, sora mea, ieri și în paragadul și vei și patru și grai și patru grai. Pe casa lui Dumnezeu, cum trebuie să vii, trebuie să vii cu frică, fratele meu, și să te închei cu Dumnezeu. Nu să vorbești bas pe glume, fratele meu. Nu să vorbești cu vecinul, cu vecina, nu. Aici trebuie să stai ca în prezența lui Dumnezeu. Aleluia. Aici, dacă vrei să primești vindecare, aleluia. Păi o primești dacă vii cu frică înaintea Lui. Sincer, aleluia. Și dacă vrei să primești iertare, vii sincer înaintea Lui și zici, Doamne, în dimineața aceasta, în cursul săptămânii până ziua de astăzi, numai înaintea ta am greșit, am păcătuit. Dar te rog frumos în dimineața aceasta, Doamne, iartă-mă! Fiindcă iertarea este la Dumnezeu, nu la oameni. Iertarea o primești cum trecăiești înaintea lui Dumnezeu. Cum vii înaintea lui Dumnezeu. Ăsta sunt, Doamne. Dar te rog frumos, iartă-mă dimineața aceasta. Știu ce am făcut. Numai înaintea ta am păcătuit. Și înaintea cerului. Nu înaintea bisericii, nu înaintea fraților. Înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă dacă noi greșim, noi frate, greșim unul cu celălalt. Datoria mea, datoria ta este să mă duc să-mi cer iertare de la fratele. Și că îți fac rămasile, numele lui Iisus Hristos, ești tu că tu mi să-și te-am supărat. Cu vorbirea mea, poate că domnul ce are potrivit voi, pentru că s-a cumpărit și de-a fost iartă, mă. Și acum și lasă vreme dacă e din Dumnezeu. Și ce spune, frate, cu dos? Atunci ce te-am iertat. Dacă greșești înaintea lui Dumnezeu și păcătuiești, înaintea lui trebuie să vii, să te căiești, să-ți spui păcatul, fratele meu. Ești cu neputință să nu fii păcătuit înaintea lui Hristos. Un păcat e mare. Zice, dacă poți să faci un bine și nu l-ai făcut, ai și să nu știu păcatul. Așa zice Iacob. Vedeți? Vedem că stai și de multe ori, ați văzut chiar și la magazin, deja acolo vine și tine mâna. Cum îmi vine cu telegele, cunoaște că sunt copii al lui Dumnezeu. Chiar și cerșitorul după stradă te cunoaște că ești un copil al lui Dumnezeu. Și de ce ieri și paragază și de că te cunoaște
să vede pe mutra ta, păi să vede pe îmbrăcămintea ta, să vadă pe vorba ta, pe umblarea ta, că ești copil al lui Dumnezeu. Nu-ntinde numai la orice cine, nu știu dacă tot se va lucra acesta. Întinde numai la noi care venim la biserica lui Dumnezeu. Nu-mi dai nici 50 de bani, sau 20 de bani, sau un leu. Și dacă ai buzunar, ai buzunar leu acela, 50 de bani, și nu l-ai închis în dimineața aceasta cel care te-a cerut, oare n-ai păcătuit în dimineața aceasta? Vedeți ce ușor de păcătuit, frații mei? Și vin biserică și te rogi. Și atunci să-ți, Doamne, te rog frumos, am putut să fac binele acesta. Dar te rog frumos, în dimineața aceasta, Doamne, iartă-mă! Fiindcă știu că am greșit, am păcătuit. Poate toată săptămâna n-am greșit, n-am păcătuit. Dar când am venit să vin acasă cu rugăciune, a ieșit. Sufletul acesta înaintea mea, Doamne, și n-am putut să fac binele acesta. Dar te rog frumos, Doamne, iartă-mă, Doamne, fiindcă n-am fi voit eu să-l fac. Că avem de lupta, frații mei, și că n-am să trăim cu Duhul răutății, care sunt sus în cer, în rând, pe pământ și sub pământ. Noi, ca aceștia, avem de lupta. Nu pot să rup fratele meu și sora mea cu Duhul acesta, dacă n-ai armătura Duhului Sfânt. Nu pot să rup fără post, fără rădăciune, fără minuscări. Toate lucrurile acestea ne trebuie la vederea copiii ale Dumnezeu. Cer ca Dumnezeu în dimineața aceasta să vă binecuvântează. Cer ca Dumnezeu să-și facă lucrarea și să-și ia de loc, în locul de mare Dumnezeu și chiar mare împărat și chiar mare Dumnezeu. O slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.